Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la un nou episod de Pokémon. Rupeți butonul de Google Like să vedem ce puteți să facem astăzi. Spreze, am și eu. Bă, dar stai mă cum vrei, trebuie să-mi las păr mai lung, să-mi fac așa în sus. Bun, stai. E bun. Ce putem să facem astăzi? Păi avem 7 insigne, suntem barosani. Avem bicicletă de apă, ești nebun? Hai să vedem, mergem bicicleta, hai să vedem unde o mers. Băi, o bapă ăștia. E bapă mare, poate să mergem după ăla, că trebuie să mergem pe rut 9, nu știu ce trebuie să facem. Ideea este că mai avem chestii de făcut, de exemplu, putem să creiem Pokémon din nou. Mamă, cine sunt ăștia? Maractus și... Ce Pokémon fain? Ale, evoluția lui... Fight? Not very effective? Cui dau pumn în cap? Dau la asta și la Toxel, fight. Ciu-ciu. Hydro Pump, dau Hydro Pump că n-am altceva. Toxicity, haide, dai. Pumn în cap! Să vedem cât de mult îi iau, dar ăla e Pokémon de curent. N-a trebuit să-l afecteze apa deloc, dar na. Asta e atacul pe care l-am. Mă întreb la ce evoluție, la ce nivel evoluează. Mi-a luat mult. Hidropopa! Deja că nu o să fie super efectiv, dar i-am luat tot viața, datorită faptului că sunt mai puternic. I-am bătut așa foarte ușor și, sincer să fiu, mă bucur. Așa. De ce am vrut să-i bat? What? Îmi evoluează Pokémonul ăsta? Nu știu ce evoluează. Visu că am crezut că deja la nivelul evoluat, evolutiv. Am evoluat într-o meduză. Urâtă rău. Jellicent. Nu. Așa. Fugi. Așa, gata, hai că mai ajunge. Hai să plecăm să vedem ce putem să facem acum. Păi ce face nea? Ce, cu tremurul? Este un cu tremur. Hai că merge Gameru să rezolve tot. E greu să trec printre oameni. Bă, dar chiar așa nu se dau la parte. Se pare că este un cutremur și să vedem care este faza. Coco Felix? Da. Unde Leon? Așa vreau să știu și unde Leon, dar am auzit o explozie. Pokémonii sălbatici au început să facă Dynamax. That's crazy. Ai o nebunie. Cum să crească ei Dynamax? Vezi la știri. Este Leon. E foarte tare, da? Hai să prindem și noi Pokémonul ăsta, dacă putem. Nu vreau vulpea și nu vreau ăsta. Deși ar fi fain. Pisicuța, nu, lasă-o pace, lasă-o pace, pisicuța! Păi, apa, asta e bună. Ce Pokémon mai sunt pe aici? Lasă-mă pace, pisicuța! Lasă-mă ce Pokémon mai sunt pe acolo, în afară de pisicuța și asta. Păianjenu și asta. De fiecare dată când te plimbi, prind diferiți Pokémon. Lasă că prind o altă dată. Facem un video, poate numai când prind mai mulți Pokémon. Hai să-l bat pe ăsta. Ăsta zici că era din Breaking Bad, Walter White. Oricum cu Gold Gates, îi rupi fac măr. Și cine trimiți? Mamă, dar ce e asta, fratele meu? Nu l-am mai întâlnit Pokémonul ăsta. Ia să dăm Heavy Slam. Nu-i prea bun. Nice Slash. O să mă doară. Păi eu am observat că cel mai bine funcționează pumnul cap. Deci pumnul cap funcționează cel mai bine. Nu mai da Nice Slash primul.
Mi-a luat destul de mult. Dă-i hammer arm. Se pare că nu afectează. Cum să nu afecteze pumnul în cap? Îmi bate Pokémon, nu-mi convine. Phantom Force, hai de asta. Așa. Vreau să folosesc la început. Hai că asta a fost bună. Și a fost și super efectiv. N-aș tu să o folosesc de la început. Vedeți? Informația înseamnă mult. Gold Kitsux la nivel, băiețașul meu. Keep current Pokémon. Batem cu ăsta. Ține-te-mi. A, iară jucăria asta. Dă-i Heavy Slam. Haide, fă-te mare. Bă, Gold Gaze, nu mai învață și un atac nou. Deși atacul ăsta pe care le-am sunt super tari. Crescu la nivel cu tot. Ah, tare, de-abia să evolueze. Nu, câți Pokémon ai, frate? Ce Pokémon e ăsta? Ia, ia-ți un cutremur. Da. Cutremurul e foarte puternic. L-am bătut și te-am făcut mer. Ne scurcăm foarte bine, asta îmi place. Este evoluează Lavitar în Papitar, în ce evoluează? În Pupitar. Da, în chestia aia ciudată. Da, și aceea evoluează la un level în Tiranitar. Pupitar. Vreau să înveți Iron Defense, mă ajută cu ceva? Iron Defense. The user hardly is moving. Nu trebuie mie. Yes. Mă face să fii mai rezistent, dar nu trebuie mie. Că mai bine lovești mai tare decât să fii mai rezistent. Ok, care e faza aici? Ce tot vorbește asta? Eu unde sunt, de fapt? Să ne uităm puțin pe hartă. Mamă, ce-mi place Pokémon-ul, ce fain e jocul. Ok, eu sunt aici și trebuie să merg acolo. Hai să mergem pe... Decât să mă teleportez, mai bine merg pe aici. Stai că pe aici trebuie să merg. Trebuie să-l bat pe ghiță ăsta. Îl bat! Îl fac măr! Dar nu cred că trebuie să merg aici, cred că nu trebuie să mă bat cu ăsta. Oh, iar pasărea asta enervantă. E tare. Se pare că nu-i place dacă îi dau asta. Metal, oi, level 35. Rupem pe toată lumea. Știu că mă bat cam des cu Gold Gate, dar e cam tare. Și Intel la nivelul 50. O să mă bat și cu cei 3 starter la un moment dat. Ia un cutremur. Nu știu pasărea asta, dar sigur e sub evoluția la o pasăre mai mare. RLS. Ok. Hai să dăm Heavy Slam. Eu nu prea mai am viață. Oh, ce bine, ce bine că am terminat-o. L-am bătut și pe ăsta. Să-i batem pe toți. Dacă faci treaba bună, să faci treaba bună. Mai bine mă întorc. Mai bine mă întorc. Nu. Ai, mă, pisicuță. Bărboasă. Persecher. Am ce ghear are. N-ai rost să mă bag cu tine, că te fac măr. Hai să-i trag un cutremuraș. Exact ce am zis. Bem apă, jocu. Fii greu să prind Pokémonii dacă sunt toți la nivel mare. Bun. Hai să mergem pe podul ăsta. Să vedem unde trebuie să ajungem. Văd acolo măsteagul. Trebuie să ajung acolo la locul central. Să-mi vin de Pokémon înainte în caz de trebuie să mă bat. Asta e Pokémon și cu siguranță va trebui să mă bat cu unii dintre ei. Așa că hai să vindecăm. Și hai să mai cumpărăm câteva chestii de revive-uri de din astea. De fapt nu, las. Adun, păstrez banii. De fapt, ba da.
Câte revive-uri am? Că dacă iau bătaie, iau bătaie și nu-mi place. Revive 5. Super puțin una. Hai că mă ajunge. Mă ajunge. Hai să mergem cu bicicleta. Unde trebuie să merg? Asta e puțin, dar unde trebuie să merg? Aici. A, nu reau la sus. Pe unde? Pe aici? Pe la intrare? Da, uite pe aici. A, uite și pe ăsta. M-am blocat. Uite și tu, prietenul meu, nu știu cum tot timpul mă așteaptă în fața mea. Nu pot să înțeleg, asta e foarte ciudat. Govelix era, nu? Se pare că ăsta e de neînvins, ăsta în chiloții lui. Cine e femeia asta? Asta e doctorița. Gran, adică bunica. M-a chemat omul ăla. Deci Pokémonii din sălbăticii au început să crească mari, să facă Dynamax și normal că e greu să îi bați. Hai să vedem. Ce trebuie să facem? Eu, câte insigne mai am de luat? Am 7 insigne, câte sunt în total? Looks like we all know that we need to go. So you two clear the gym so we can meet again. Ah, am înțeles. Trebuie să mai... Mă bat acum cu insigna asta? Trebuie să bat insigna asta? Ești nebun? E fain. Ce Pokémon sunt aici? Băi, eu bat în fiecare episod o insignă. Ce nebun e asta? Ia stai puțin. Chiar trebuie să bat insigna? Continue to gym challenge. Du-te, mă, de aici. Haide. Hai să batem în fiecare zi o insignă. Așa ceva n-am întâlnit în viața mea. Du-te, mă, în fiecare zi batem o insignă, măcar nu știu ce Pokémon are. Oricum îl am pe Goldgeats. Mamă, ce nebunie. Ne batem cu insigna de dragon. Trei Pokémon de zână sau ce trebuie să bat insigna de dragon. Deci faza este că ne batem... Pare a fi Pokémon de dragon. Tu cine ești, bă? Care misiunea? Am înțeles, să bat Pokémonii în double battle. Ok. Nu, nu vreau acum, nu vreau acum, vreau să schimb Pokémon, vreau să schimb Pokémon, nu vreau să schimb Pokémon, te rog, nu acum. Am luat să-mi schimb Pokémonii. Ciu-ciu. Bine, mă, hai. Mamă, cum să plouă Pokémonul ăla. Ok, aici ce trebuie să facem? Fight. Dar nu pot să dau oricui cu. Ia de tu Heavy Slam pe ăsta. Și tu dai Fight și tu dai... Care e cel mai puternic atac al tău? Hydro Pompa pe ăsta. Ia să vedem ce unde surcăm. Mă rog, dăm un sărim pe ăla, pe pasărea. A, nu a tot. Hydro Pompa. Dragon Pulse. Nici nu simt. Ok, tu dă-i Hammer Arm. Nu Hammer Arm, dă-i Heavy Slam pe pasăre. Și tu, tu dă-i Destiny Bond. Dar ce face Destiny Bond? Bun, hai că dau Hydro Pompa pe ăsta. De ce n-a nimerit Hydro Pompa? Nu pot să înțeleg. Folosește Water Pulse, pulsul de apă. Oi, mi-a luat mult. Super efectiv, super de piatră. Toți dau Water Pulse, de ce nu dai eu primul? Faza este că, ca să mă bag în double battle, am nevoie să mă schimb pe Farfetch. Nu l-am cu mine. Super. Hydro Pompa! Mi-a luat puțin.
Nu-i de bine. Ia dă-i un pumn în cap. Pumn în cap! Dar dă-i ea cu pulsul de apă. Am uitat că ăștia sunt Pokémon de care și de apă și o să fie greu să mă bag. Am nu și amețit. A, nu, dă-i pumn în cap. Măcar dau. Nu vreau să mă bat cu unul după altul. Sincer, aș vrea să am puțină pauză. Cred că va trebui să-mi iau Pokémonii mei. L-am bătut pe ăsta și a fost destul de ușor, dar nu vreau să mă bat cu ceilalți prea ușor. Nu, 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 nu veni. Vine la tine, vine la tine, nu veni. Ah. Vin unii după alții și nu-mi place să mă bag pe alții. Așa. Bang. Hyper Potion. Așa. Și maimuța. Nu, să schimb maimuța, să schimb Pokémonul. Pokémon. Monkey. Swap Pokémon. Așa. Te rup, fată. Bine, n-ar trebui să fie chiar atât de greu să-i bă pe ăștia. Nu pot să-mi folosesc cu tremur, asta e problema. Frate, acum vine Pokémonul de apă. Hai, mă. Acum vine Pokémonul ăla de apă. Dă-i pe asta. Și tu dă-i... Hammer Arm. Dă-i pe... Asta, hai să vedem cum ne scurcăm. Dați tot spun. Ce-a făcut ăsta? E de rău. Mi-l arde pe ăsta. Dă-i cu bunul cap. Ah, mi-l ars pe ăsta. Trebuie să-mi schimb înapoi. Pokémon. Acum mi-s... Eu știu unde am văzut. Exact acum mi-a dat. Ia-l pe ăsta. Ia-l pe sniperul meu. Nu mă. Ah, ce prostie am făcut. Ia face așa. Haide. Îmi schimb Pokémonii. Perfect. Nu vreau să-mi schimb și pe ăla în loc de Goldegaze, dar așa s-a întâmplat. Ok. Ăla tot face așa, a? Degeaba dai Will-O-Wisp, că n-ar trebui să mă afecteze foarte mult, chiar dacă mi l-a ars pe ăsta. Că-s Pokémon de apă. Dar-s Pokémon de apă, chiar dacă m-ar trebui să mă răcesc. Bine. Acum să dăm un sniper pe aia. Căsa cât are? Are 85, ăsta are 80. Așa dăm asta și dăm pe ăsta și tu fight și dai counter, dai... Ce face asta? Dai bounce și dai pe turnatator, că nu știu cum să bată ăla. Liquidation! Dar de ce arată așa de puțin? Ai de mine, ce greu se bate. Mamă, dacă mă bat ăsta. Gătelile au început să fie foarte grele. Nu prea-mi plac. Dă-i sniper shot și dă-i la asta. Hai să vedem cum ne scurcăm. Cinderace folosește bounce. Puțin ai dat. E paralizat, perfect. Nu disable, nu disable. Sniper shot, haide, termină cu sniperul. Bun, perfect. Asta mă arde puțin. Dă-i sniper shot pe ăsta și tu dă-i fight și dă-i pyro ball. Mă interesează pe Tornatello. Nu-mi interesează că e Pokémon de foc. Dă-i. Pyro ball. Așa, să-i luăm. Ninetales folosește disable așa, la ordinea zilei. Măcar să o termin acum pe Ninetales. Gata, ești terminată. Așa, acum îl bat pe Pokémon ăla. Bă, a fost destul de grea bătălia, trebuie să recunosc. Earthquake. Cineva să înveți... Pupitar. Ah, ok. În loc de...
În loc de asta, Stamping Ground, perfect. Învață un Earthquake. Earthquake-ul este fun. E puternic de puternic. Așa, cu ce să lovim pe ăsta? Alo? Ce se întâmplă? Manevrează când îmi dă burn. Dă-i sniper shot pe Tornatilo și tu dă-i counter. N-am pe cine. Dă-i flame charge. Hai, că ăsta e singurul atac pe care pot să-l dau. Destul de puțin, cred că e Pokémon de foc. Și ăla. Sigur ăsta e Pokémon de foc. Da, că l-am terminat din prima. V-am zis, e Pokémon de foc. Crescut la nivel. E destul de greu să te bați în double battle aici. Mi se pare destul de greu. Așa. Ce urmează? Urmează încă o clonă. Cred că prima oară a trebuit să-mi vindec Pokémonii înainte să mai fac ceva. Ok, haide să... Că suntem arși. Mai mulți ai arsă. Și avem aici Burn Potion. Burn Heal. Use la maimuță. Și la Intelon. Deci n-am cumpărat mai multe căs ieftine. Hai să vedem acum cum ne descurcăm. Vedem cum ne descurcăm. Ce-mi place cana asta. Trainer area. Ok, ăla e de gheață. Ok, nu-i bine. Hai să schimbăm puțin strategia. Ne trebuie schimbăm, ne trebuie strategia. Ok, fight. Super effective hammer arm. La cine e super effective? Ăsta, perfect. Atunci facem altceva. Dă-i heavy slam pe ăsta. Și tu dă-i fight. Și tu dă-i hammer arm pe ăsta. Și rupem! Oh! Gorila, bate pe toți. Hai că ăștia mi-a plăcut să-i bat așa din prima. Mi-a plăcut. Creștem la nivel cu toți. E fericit dacă am bătut-o. Și-am bătut să mă bag cu ăsta. Dar de ce să mă bag cu ăsta? De ce să mă bag cu ăsta așa? Adică mă bag cu ăsta după ce am bătut pe aia. Adică, stai puțin, după ce Pokémonul meu mai... Mamă, suntem la Insignia 8-a, vă dați seama, este o nebunie de nebunie. Ce face reclamă la prafuri? Ce era acolo, cutie cu proteine? Ia să vedem cât de tare e asta. Faza este că... Asta e Insignia Pokémonul Dragon și sunt curios dacă are un Dragonite. Ar fi greu de bătut Dragonite-ul. Raihan! 4 Pokémon. Flygon. Ah, 2 Pokémon deodată. Nu-mi place. Bun. Nu vreau să folosesc niciun Dynamax deocamdată. Ok. Folosim nisip. Bun. Ok, să vedem ce putem să facem. Deci e furtună de nisip. Ce putem să facem? Atacul fantomă. Îl folosești spre asta zburătoare și tu... Vei folosi drum beating spre ăsta. Sper să reușim, sper să fie bine. Ăla apare pe Pokémon de foc la mic roșu. Nu știu Pokémon este, dar cred că e de piatră, ia bătaie, așa. Flygon mă mușcă. Nu prea simt bine. Așa, hai să bate pe toți. Stel drop-ul ăsta nu-mi place. Mă lovește furtuna de nisip. Fight și dă-i Razor Leaf. Și dă-i spre... Ai, pe amândoi lovesc cu Razor Leaf. Ah, n-am știut. Super tare! Apoi bat așa ușor pe ăsta, pe 2 Pokémon deodată. Unde e Pokémonul meu? Unde mi Gold Gates? Mai se apare o dată. Așa, Gold Gates. Mamă, ce fain am bătut de Pokémon. Rata!
Ce tare! Vă rup, frate. Bubitar crește la nivel. Mă cam doare furtuna asta. Mamă, Duralon. Ok. Ok, fight. Earthquake. Perfect, și tu fight. Dynamax. Și... hai să vedem acum cum facem. Vedem acum cum facem, ia să vedem. Ne facem mare, facem gorila mare, nu știu cum arată mare. Ne-a sigur arată bine. Mamă, cât durea așa-i. Câtă viața, mamă, crezi cu viața cu 100. Faci după Pokémonul mare. Pe care îl faci? Cred că pe ăla... ăla alb. Da. Mamă, zici că e Godzilla. Zici că e bloc. Ce tare, zici că e din Power Rangers. Mamă, ce nebunie e. Duraludon. Ia să vedem cine dă primul. Eu folosesc mai prim atac, Max Overgrown. Mamă, ce puțin am luat. Așa mă, dă-i cu tremurul Goldie Gates, haide. Ajută-mă Goldie Gates. Ai de mine ce m-a făcut-o. Goldie Gates, cu tremur. Mă, asta e bătălie de bătălie, asta nu-i ușoară. Ok, bun. Bătălia asta e deja nebună. Toată lumea se vindecă. Bă, nu prea-mi place mie nebunia asta. Ok, Golden Gates folosește cu tremur, că a luat destul de mult. Și ăsta al meu vreau să folosească Max Knuckles pe... pe cobra asta, mai bine așa. Pentru că... să scapă atât de ea. Ia un pumn în față. Bă, ce puțin am luat din viață. Bă, dar ce tare sunt Pokémon ăștia. Steel Spike. Țep de oțel. Toți pe mine dă. Ah, țepii de oțel sunt enervanți. Nu da greu să mă paralizeze. Cu tremur. Perfect. Perfect. Bun, perfect. Acum eu dau din nou. Cred că-i bat acum destul de repede. Goldie Gates n-a nicio treabă. El stă bine cu viața. Goldie Gates dai cu tremur. Și tu dai Max Overgrown. Ia să vedem acum. Acum o să dea în mine, desigur că de el prima dată, că de ce nu? Și mi-a toată viața. Și eu dau acum un cu tremur. Și Golden Gates vine tare. Mamă, când îți bate Pokémonul. Farfang. Colț cu foc. Tare Golden Gates, îi rupe pe toți! Mamă, deci nu vine să cred. Golden Gates cât de tare este. E și rezistent, are și super atacuri. Are și varietate în atacuri. Am avut noroc. Că l-am primit. Te-am bătut, te-am făcut mer. Nu, nu, cum ai putut să mă faci mer? Deci mie nu vine să cred că duci ribat. Dă-mi insigna și stai cu capul în pământ. L-am putut destul de ușor. Omule, tu ai burtic acolo sau îți bani acolo? Mamă! Am luat toate insignele, erau 8 insigne. Se pare că... se pare că, după cum observ eu, era doar o singură insignă acolo.
Nu vine să cred. L-am bătut și l-am făcut măr. Ce, mai ai să-mi dai ceva? Am uitat. Ca de respect, îți dau tâmul 99. Conține Breaking Swipe. Ce face asta? E un atac nou și șmecher. Vreau să-i învăț pe toți Pokémonii mei. The user swings the elite attack. Mă dai și uniforme dragon care nu știu cum să o schimb. Mersi. Mersi, 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 mersi. Ok, eu acum mă gândesc că doar trebuie să-l bat pe ăla cu Charizard. Iese! Pokémonii mi se trebuie să te vindecați. De fiecare dată când merg, cineva mă așteaptă afară să vorbească cu mine. Dacă n-apăs pe nimic, fata asta la nesfârșit o să fac cu mâna. Da. Ce tot vrea să-mi zică? Ce tot vrea să-mi zică? A, noi trebuie să prindem și Pokémonii legendari în jocul ăsta, deci mai avem chestii de făcut. Cine e asta sau asta? Profesor Sonia? Da! Este bine. Mamă, ce nebunie. Este, am luat insignia. Pokémonii sunt vindecați? Da, frate, cineva mi-a vindecat. Ce trebuie să fac acum eu, chiar? Towns map. Take the train from Hammerlock Station. Să iau trenul? Bine, dar de ce trebuie să iau trenul când pot să mă teleportez? Unde-i trenul? Unde-i stația? Stai, cred că aici era stația. Unde era stația? Aici, aici era stația. Da, cred că aici. Coco Felix, vin și eu! Vine toată lumea cu mine. Bă, eu sper să-l bat pe ăla, care are un Charizard puternic. Da, am Pokémon de apă. Bine, am 2 Pokémon de apă. Nu mai așteptam pe Charizard. Mergem cu trenul! Mamă, deci am bătut... Știam eu că stați pe telefon. Ne îndreptăm spre... Ok, ne îndreptăm spre un oraș în care poți să ajungi numai cu trenul. Bine, probabil după ce ajungem acolo ne putem și teleporta. Asta sunt eu, se vede că sunt cel mai fain. Unde am ajuns? Sper că am ajuns într-un loc nou. Da, am ajuns într-un loc nou. E frig! Rut 10. Aici ați voi Pokémon de gheață. Hai Coco Felix, haide! Ne mai vedem. Bun, să văd exact unde am ajuns. Ok, aici e ceva. 2x attacks, perfect. Ok, uite aici Pokémon de gheață. Bă, pleacă, 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 pleacă. Nu, 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 nu. Lasă-mă în pace. Bun. Lasă-mă în pace. Bun, aici sunt Pokémon de gheață. Vedem unde am ajuns pe hartă. Bun, aici? Stai puțin. Ok, bun, tot e bine. Dau la Towns Map. Deci noi suntem aici, aici suntem și trebuie să mergem sus aici ca să Windon. Oh, mai avem, nu mai avem multe chestii. Deci noi după ce batem chestia asta, mai avem de prins Pokémon, mai avem de mulți Pokémon, să prindem Pokémon legendar, mai avem chestii de făcut bun. Dar asta o să facem data viitoare. Eu mulțumesc foarte mult pentru vizionare, rupeți butonul de cocolai, ne vedem data viitoare.